Bună ziua tuturor, sunt Arotela, bine v-am regăsit, dragii mei, berbecuți și toți cei cu soare, lună, Venus, ascendent în berbec, care mă așteptați, evident, de jumătate de lună, dar îmi pare rău. Au fost niște probleme și ultimele probleme ce pot să fie decât legate de sezon, deci nu puteam să fac etalare strănutând din 5 în 5 minute, tușind și cu gâtul iritat de aceste evenimente trecătoare. Evident că au mai fost și niște blocaje peste care am trecut și iată, ne revedem. Sunt curioasă ce energii veți primi pentru această lună, cât mai e din lună sau pentru perioada următoare. Evident, nu uitați cât timpul e fluid și ce citesc acum se poate manifesta chiar și în decembrie, nu neapărat jumătatea lunii. Ați primit de la mesaje următoarele mesaje, dragii mei berbecuți. Șabloane relaționale. Sunteți chemați să aveți puterea să recunoașteți ceea ce puteți schimba și ceea ce nu puteți schimba într-o relație. Probabil că trebuie în primul și în primul rând, după cum văd în carte, să vă uitați la voi, să vă analizați și să vedeți de ce atrageți eventual un anume tip de personaje în viața voastră, femei sau bărbați, nu contează. Pentru cei care totuși vreți să lucrați șabloanele relaționale în care sunteți, sunteți invitați să încercați să vă cunoașteți mai bine unul pe celălalt. Este valabilă cartea chiar și pentru cei cu relații de lungă durată. Probabil că sunteți într-un impas în cuplu din care faceți parte. Și trebuie să vorbiți mai mult, să vă cunoașteți, poate sunt anumite aspecte legate de partenerul, partenera voastră pe care trebuie să le descoperiți. Pentru că lucrurile s-au schimbat, probabil mai ales de când aveți copii. Nu mai e relația pe care o știați înainte să apară copilul sau să apară copiii. În fine, aveți numărul 44, 32, poate asta să vă spună ceva. 44, ce poate să fie? 8. Transformare. Poate încercând să vă cunoașteți mai bine, partenerul, partenera a reușit să vă transformați relația și șabloanele relaționale în care, eu știu, ați stat până acum și ceva nu a mers, evident. Trebuie să aveți încredere în simțurile, în visele voastre, să fiți siguri că aceste senzații, intuiții, premoniții, vise, cum am spus, visuri, cum vreți voi să le spuneți, vă ghidează. Unii dintre voi sunteți chemați să acordați mai multă atenție copilului, copiilor, poate unii dintre voi sunteți profesori, învățători, da? Sau trebuie să aveți grijă, lucrați în spital și trebuie să aveți grijă de copii sau de un copil, în fine. Posibil aceasta să fie o parte din misiunea voastră. Aveți aici un orator și un conducător. Ori e o latura voastră, ori am impresia, dacă nu greșesc pentru că n-am mai făcut etalări de ceva timp, aceleași cărți au apărut cumva și la vărsător, dacă nu greșesc, dacă nu greșesc, asta e, ar fi bine să nu greșesc. Oricum, încă o zodie a avut același cuplu de cărți, parcă. Da? Cam acestea ar fi scurte mesaje pentru voi, berbeci. Trebuie să lucrați cu relațiile voastre, felul în care relaționați, da? Este latura voastră, balanța, casa șaptea, este provocată de niște situații. În timp ce amestecam cărțile, m-am oprit cu amestecatul aici, în faza asta în care a apărut 10 de spade și 9 de monede. Ori unii dintre voi care treceți printr-o situație destul de dificilă în familie, în cuplu, s-ar putea, simțindu-vă trădați, să renunțați la acest ciclu de trădări și să începeți de unii singuri o nouă viață sau să vă bucurați de independență. Și spun asta pentru că este și moarte, este transformare. Evident că poate să fie scorpion, scorpion este și aici o latură a scorpionului, poate să fie și un semn de aer, vărsător, gemen sau balanță și evident un semn de pământ, dar trecând peste asta, cred că e vorba de transformarea voastră în relații și această persoană de obicei e singură.
Pentru alții poate să fie exact opusul. Oameni, berbecuți care au fost singuri și au stat singuri tocmai pentru că au fost trădați în trecut, trebuie să renunțe la această energie și eventual să transforme, să se pregătească pentru a intra într-o relație. Ia uite, bine, ea are transformare în familie, în relația cu banii. Sunt multe de spus la fiecare carte. Hai să mai amestecăm un pic. Berbec, soare, lună, Venus, ascendent, un berbec. Noiembrie, cât mai din noiembrie 2019, eventual și următoarea perioadă până la sfârșitul anului. Berbecuți, soare, lună, Venus, ascendent, un berbec. Ok. Ah, ce gălăgie. Făcui. Făcui, gălăgie, berbec, soare, lună, Venus. Dar cum puteam să fac etalări strănutând din 5 în 5 minute? Și tușind și curgându-mi nasul și tot așa. Nu se putea. Hai să vedem ce aveți central. Central. Oh, și-am văzut-o. Iar a apărut. Posibil aveți de-a face cu un semn de aer sau preluați voi această atitudine în care vreți să tăiați. Că majoritatea oamenilor în această perioadă, nu doar berbecii, toți, tăiem relații din trecut, pentru că nu ne mai ajută. Nu ne mai ajută trecutul cu nimic. Regina de spade. Evident că poate să fie și un avocat, evident că e un semn de aer, mai mult sau mai puțin, asta în cazul în care nu manifestați voi această energie. Semn de aer, deja știți cei care ascultați ce înseamnă gemeni, balanță sau vărsător. Am zis că poate să fie un avocat, este o persoană care vorbește direct, spune ce are de spus, ce în gușă și în căpușă, cam așa. Și este central. Probabil simțiți nevoia să vă protejați inima și să îi puneți la punct pe unii. Asta în cazul în care sunteți voi, da? Ce blochează această regină? Uai, Marea Preoteasă. Puf. Semn de apă, în general, peștera, scorpion. Dar trecând peste asta, este intuiția voastră. Wow! Evident că nu mă așteptam, că întotdeauna e o surpriză când scot cărțile în fața voastră. Wow, ce frumos, interesant. Intuiția voastră vă blochează. Poate vă spune că ar trebui să vă temperați cuvintele, sau poate vă spune că... Vedem cum se așează cărțile, evident că se schimbă scenariul cu fiecare carte sau se îmbogățește. Marea Preoteasă vorbește și despre secrete. Și despre secrete. Probabil că trebuie să țineți secret niște aspecte, niște situații din viața voastră sau aveți de-a face cu o situație care e mai secretoasă, misterioasă. Interesant. Secrete, în primul rând, evident, intuiție. Până la altele, mai e cale lungă. Poate vreți să vorbiți despre niște de secrete, vedem. Dar blochează această intuiție, acest secret vă blochează într-un fel sau altul. Capacitatea de exprimare, nevoia de exprimare, neapărat capacitatea, trecutul îndepărtat, patru de cupe. Evident că poate să fie semn de apă, dar nu e obligatoriu, poate aveți planete în semne de apă, aveți lună în pești sau în rac, sau eu știu pe unde aveți, da? Sau ei, sau nu contează. E o persoană supărată, este o tristețe, este un trio care v-a marcat, vă marchează și acum viața. E în trecutul îndepărtat. Acum poate să fie și de acum nu știu câți ani, poate să fie și de acum o săptămână și de acum 2 săptămâni și de acum 2 luni. Da? Ați pierdut o oportunitate pentru că ați stat prea mult în această stare de tristețe, de regret, de... De-aia vă și protejați inima. Dezamăgire? Poate spre cum ați pierdut mai multe oportunități, gândindu-vă la acest trio. Că tot am vorbit despre relații. Trecutul apropiat. Oh, da, ce frumos, frumos. Lumea. Lumea înseamnă foarte mult. În primul rând, ce îmi place cel mai mult să spun despre această carte este că încheiați un ciclu. Da, îl încheiați. Probabil de curând v-ați hotărât sau e perioada în care puneți punct.
unui ciclu, eventual de tristețe, că e trecut, trecut îndepărtat. Evident că poate să fie și un capricorn, evident că poate să fie și un leu, un taur, un vărsător sau un scorpion. Dar, în general, aceste zodii reprezintă elemente fixe. Voi fiind semne cardinale, trebuie să vă manifestați ca niște inițiatori de drumuri, să ieșiți din acest ciclu în care ați fost ținuți în niște șabloane relaționale, da? Șabloane, da? Semne fixe. Și poate, da? Interesant cum se așează, get to know each other, da? Trebuie să vorbiți despre secrete sau vorbiți una și alta, dar țineți totuși un secret deoparte, variază de la persoană la persoană, dar trebuie evident să vă ghidați după intuiție, nu vă apucați acum să spuneți anumite lucruri care s-ar putea să le regretați, nu? Logic. Lumea înseamnă, evident, și o călătorie prin jurul lumii. Poate unii ați călătorit foarte mult cu jobul, poate alții, o persoană din care a venit în ultima vreme în viața voastră a călătorit prin lume și începe un nou ciclu prin această intrare în viața voastră. Există și varianta asta. Dau câte pot în acest moment. Oricum, este o lecție învățată. Eu zic că e o lecție învățată în legătură cu aceste triouri, cu aceste relații pe care le-ați experimentat. Poate unii ați fost înșelați, că doar am văzut 10 de spade de multe ori, da? Și v-ați închis inima. Oh, 2 de spade. Da, nu luați decizia acum, decât când va ieși Mercur din retrogradare. Deocamdată nu e cazul. E bine că este viitorul îndepărtat. Adică după ce iese Mercur din retrogradare, după ce înțelegeți. Asta e o energie și a acestei luni în care Mercur, da? Eventual, ori arată, vă revelează niște secrete, ori vă ajută să înțelegeți niște lucruri dintr-o altă perspectivă, da? Aveți de luat niște decizii, aveți de blocat ceva, o energie sau pe cineva, dar în viitorul îndepărtat, nu acum, așteptați să iasă acel Mercur, nu luați decizii acum. Nu începeți relații acum, nu le încheiați acum, pentru că nu e momentul. Oh, în sfârșit o carte mai faină. 3 de monede. În prezent, viitorul apropiat. Lucrați. În primul rând, să vă creați vouă o stabilitate financiară. E vorba, în primul rând, de lucru cu voi înșivă. Încheiați un ciclu, da, care a stat supărat și acum vreți să vă concentrați pe bani, eventual să ieșiți în evidență la locul de muncă. Ar trebui să clarific, vedem dacă am timp de clarificare. Dar 3 de monede, în general, este o energie bună. Arată cineva care este foarte concentrat pe ce are de făcut. Știe ce are de făcut, da? Și nu doar că știe ce are și știe cum să facă. Are îndemânare. Vă concentrați pe muncă, pe bani. Și pe a crea ceva deosebit. A ieșit în evidență, am spus, da? Dacă cumva pentru unii a existat un trio la locul de muncă, este posibil în viitorul îndepărtat să blocați. Sau va trebui să luați niște decizii. Iată că nu mi-am luat niciun bețișor. Ok. Înțeles? Iată. Sfatul. Sfatul, evident, nu este să stați în această energie, ci să ieșiți, pentru că o aveți de mult timp. 4 și 5, da? Supărare, doliu, poate chiar ați pierdut pe cineva, drag. Poate au fost părinți, bunici, rude, prieteni care au dispărut și ați rămas în această energie a regretelor și ați atras, evident, nu prea multă pozitivitate, nu prea multe bucurii. Sfatul este să ieșiți și, mulțumesc, să vă întoarceți cu fața către aceste două cupe. Poate este partenerul, partenera de care v-ați îndepărtat emoțional din cauza unor decepții. Poate să fie evident și la locul de muncă, că avem totuși monede. V-a apărut și mai devreme un 9 de monede. Întoarceți-vă fața către aceste două cupe, că este persoana de lângă voi, că va veni o altă persoană care să vă fie alături emoțional și fizic, rămâne de văzut, dar trebuie să vă întoarceți fața
către soare și să vă întoarceți spatele către acest, de la acest râu de lacrimi. Aveți de construit ceva, vedeți? Aveți de construit ceva interesant. Treceți acest râu de suferință și construiți ce trebuie construit. Ceva stabil. Așa, interesant cum am făcut conexiunea, probabil că are legătură cu unii dintre voi. Exterior. 6 de băte. Exterior. 6 de băte înseamnă foarte mult, evident, un semn de foc. Puteți fi, dar nu sunteți voi, că este în exterior. Evident că poate să fie ori un alt berbec, ori un leu, ori un săgetător sau orice alt semn care se manifestă ca această carte. În general, e o energie victorioasă. E o persoană care inspiră, e o persoană care atrage atenția. Poate, uneori, să devină și egoistă. Pentru că spun asta, pentru că aveți totuși niște tristețuri, aveți de blocat ceva. Și asta este exterior. Posibil acest personaj, într-un fel sau altul, vă influențează viața, relația, că au fost un trio, da? Grijă, grijă, grijă aveți. De ce vă este, de ce vă este teamă? Pentru unii poate să fie evident un capricorn, un capricorn, o relație toxică. Evident, trio. La locul de muncă sau nu la locul de muncă, posibil această persoană de care am zis că ar putea să fie egoistă, narcisistă, da? Vă este teamă. Sau că ați făcut o obsesie sau ei au făcut o obsesie pentru voi. Există și varianta asta. Evident ce înseamnă obsesie sexuală. Așa văd cărțile acum. Ce vă doriți, evident. Aici sunteți voi. Să alegeți steagul vindecător, da, vreau să zic victorios, da, e și vindecător. Poate că trebuie să vă vindecați de aceste... de această rană sufletească, n-a apărut trei de spade, dar e de înțeles. E de înțeles că pe undeva este și trei de spade. Deci vreți să decideți ce veți face în viitor, pe cine lăsați în urmă și cu cine mergeți în continuare. Vreți să aveți aici pământul, aveți și aici lumea. Priviți lumea cu alți ochi, vreți să vă priviți viitorul cu alți ochi. Și să vă alegeți drumul, nu drumul să vă aleagă pe voi. Interesant. Finalul. 7 de cupe. Aveți opțiuni. În cazul în care până acum și e bine, dacă în ultima vreme n-ați văzut opțiunile pentru că v-ați gândit la 3, da? La 3 de cupe ați plâns și v-ați stors inima în lacrimi. Acum poate unii începe să vedeți, domnule, dar câte pot să fac? Evident, poate să fie și eu un grad de confuzie cu Mercur în retrogradare, dar vedem ce mai apare în următoarele etalări. 7 de cupe, așa o văd. O ușoară confuzie în legătură cu ce aveți de făcut, pe cine trebuie să blocați, cum să vă... sau cum să manifestați acest 2 de cupe în cazul în care vă întoarceți totuși și faceți acest efort imens și tăiați cu trecutul niște povești, niște secrete, niște chestii, da? Nu veți ști de fapt, dar a doua cupă care? Asta, nu veți ști de unde să alegeți, dar dați-vă timp, evident. Pentru că trebuie să alegeți, aveți 2 de spade, 2 de băte, trebuie să alegeți, dar dați-vă un pic timp. Eventual, conectați-vă la intuiția voastră. Cineva se simte oarecum în frig. Poate nu comunicați în momentul în care tăiați o relație sau o situație. Evident că cineva se va simți deconectat. Dar totul este ca să vă conectați, interesant, ca să vă conectați la spiritualitate. Toate sunt lecții spirituale, dragii mei. Aici ați putea fi voi.
Așa simt. Evident că poate să fie și semnul acesta de foc care apare exterior, oarecum cam încrezut, cam îngânfat, dar eu aș vrea să vă transmit că există posibilitatea ca voi să reveniți la energia pe care, cea mai bună versiunea voastră, mai bine zis, la cea mai bună versiunea voastră, să fiți conducătorii vieții voastre, în primul rând. Și să vă regăsiți puterea, pentru că aici nu e singura carte în care văd putere. Eventual, iar a apărut 9 de monede, cineva se desparte, da, aveți 2 de spade, aveți 5 de monede, își preia comanda afacerilor vieții și devine o perioadă singură. Dar se va simți foarte bine. Evident că poate să fie și un semn de pământ. Cartea asta poate să însemne și bucurii și pregătirea pentru sărbătorile de iarnă, 4 de bâte, într-o altă atmosferă. Haideți să vedem la capătul setului de cărți. Ce aveți aici? 7 de monede. Cineva așteaptă, ia uite, cineva așteaptă. Poate un semn de pământ să vă aștepte să înceapă o relație după ce lăsați pe cineva în urmă. E posibil, dar nu e obligatoriu. Poate chiar semnul de pământ să plângă și să nu găsească soluții. Sau dacă nu e semnul de pământ, poate să fie semnul de aer care vă așteaptă. Oricum, că sunteți voi, că sunt ei, cineva așteaptă în grijă, își face griji. Dacă se va schimba norocul și pentru voi, eu așa zic, că vă faceți griji când se va schimba norocul și pentru mine. Când voi întâlni acea persoană de destin care mă va scoate din aceste șabloane, da, șabloane relaționale și voi descoperi iar încredere în mine și mă voi bucura de soare, de dragoste, da, de cupe. De adevăr. Aveți nevoie să discutați cu cineva. Și după ce discutați, să mergeți mai departe. Să mergeți mai departe către stabilitatea voastră. Iar poate cu un semn de cu cineva în semnul vărsătorului să nu fi fost clari. Sau dacă relaționați cu un vărsător, să trebuiască să aveți o strategie în felul în care văd altfel acum lucrurile. Este nevoie de o strategie isteață care să vă ducă către vindecare și către o nouă capacitate sau un alt fel de a vedea viitorul. Un alt fel de a vedea viitorul. Persoana aceasta se uită în zare, da? Se uită înspre viitor, ca și doi de bâte. Dar ca să puteți să vedeți viitorul, ca să puteți să mergeți mai departe, trebuie să vă vindecați. Probabil că trebuie să schimbați strategia în acest sens. Regina de monede poate să însemne și relații, evident, stabile, de lungă durată. Oricum, va trebui să discutați, pentru că aveți regina de spade și să luați o decizie, nu acum, după ce iese Mercur din retrogradare. Pentru că vă doriți, evident, bucurie, fericire. Nu mai vreți să stați în această energie fixă, fixistă. Vreți ca lucrurile să se schimbe. Mentalul ăsta, 8 de spade, ar putea să fie doar o chestie de sezon. Mercurul ăsta să fie accentuat niște idei. Ce ar fi trebuit să mai fac? Deocamdată nu mai fac nimic. O să mai fac o etalare bonus pentru că am întârziat cu energia sexuală dintre voi și partenerul vostru sau cine, eu știu, la cine vreți voi să vă gândiți și eventual mai adaug ceva ca și bonus pentru întârziere. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine!